transmit la surori despre voia lui Dumnezeu care m-a făcut să înțeleg și eu după un timp încât am văzut în fel și fel cum ne îmbrăcăm noi surorile. Deci am zis, Doamne, ajută-mă să înțeleg voia Ta și să fac voia Ta. Vreau să le spun surorilor să nu ia așa ca ceva ușor, spunând că cine ești tu să vii să-mi dai sfaturi, sau de unde știi tu, sau de ce trebuie să ascult eu de tine, în fel și chip să manifeste lumea astăzi. Surorilor, nu vă jucați cu focul. Focul mistuitor este Domnul. Nu vă jucați. Cuvântul Domnului spune în carte, eu nu predic, semnific, dar cuvântul lui Dumnezeu pot să spun cum este scris în carte. Din pricina îngerilor, femeia să ai duplicat un semn al stăpânirii ei. Dacă ar fi fost semnul stăpânirii ei părul, care ne-l-a lăsat Dumnezeu, așa ne-a creat, n-ar mai fost semnificat astfel. Deci noi trebuie să purtăm un semn al stăpânirii. Și cum să-l purtăm? Să nu luăm lucru de apucat, un lucru așa trecător. Spune Domnul, să nu vă asemănați cu cei din lume. Mi-am inteles că la școală noi purtam niște panglicuțe doar. Eram în lume. Să zicem că cineva nu e din familie pocăită, da? La școală se purta o panglicuță, iată astăzi nu se mai poartă. Până la urmă, și între pocăiți este la fel. Ajuns păcățile să nu mai poartă baticuți pe cap, să nu mai poartă semnul stăpânirii. Luați aminte, semnul stăpânirii. Din pricina îngerilor, nu înseamnă o panglicuță de 2 cm. Nu, surorilor. Cine vrea să asculte, o să ia. Cine nu vrea să asculte, nu o să ia. Toate se scriu în fața Domnului și toate El le măsoară și le cântărește. Eu vreau să vă spun cum Dumnezeu a arătat starea miresii. Odată a fost arătată, era îmbrăcată în pantaloni, era îmbrăcată în alb, dar era în sacou, ca cum sunt bărbații. Și cu pantaloni bărbătesc, cu pantaloni așa evazat. Asta a fost arătată de mai bine de 7 ani. Și toate era cu scripici pe ea, surorilor. Dați-vă seama, aș vrea ca Dumnezeu să vă poată pune în minte așa și să vă descifreze cam cum ați arăta voi în fața Domnului. În felul ăsta. Era ca o desfrânată. Toată cu păr fluflu, cu o anumită postură, vopsit părul, mai cărujate pe buze. Deci, și era, această mireasă era purtată așa ca pe ceva sus, ca și cum ar fi fost ca o caleașcă, surorilor. Dar era scoasă prin Duhul Sfânt așa ca să fie văzută, ca să o pot vedea bine. Deci era așa ca un fel de anfitrioană. Vă dați seama în ce postură era. Și era multă laie după ea. Toți aceia și toate aceia care acceptă comportamentul ăsta, atitudinea asta în fața Dumnezeului celui viu. Iată cum arată Domnul, ca o desfrânată. Deci Domnul Iisus, imaginați-vă, alesa lui, care așteaptă de atâtea mii de ani, așteaptă ca să înceapă și lui și el nunta. Stăm să ne gândim, cele care sunteți căsătorite. Vă amintiți cum era atunci când doreați să aveați această dorință împlinită? Să vă uniți cu iubitul, cu alesul inimii. Vă dați seama atitudinea Domnului Iisus, care El este Domn și Dumnezeu. El nu... Deci El a fost încercat ca și noi pe pământ. El n-a gustat din păcat. El n-a vrut să se întineze. Nu a ascultat. Deci lucrurile astea le-a ținut în afară. Așa vrea să fim noi. Deci aleasa inimii Lui, cum spune în Cântarea Cântărilor, că obrazul ei e ca o jumătate. Așa o jumătate că este învelit obrazul ei. Deci nu știu cum înțelegeți voi, dar dacă vă rugați, Dumnezeu vă va descoperi. Vă descoperă. Spune că să nu fiți dezgolite din pricina îngerilor. Acum, cum e imediatizat totul, cred că ați și înțeles de ce din pricina îngerilor. Pentru că îngerii în vechime s-au coborât și au trăit cu femeile. Deci dați-vă seama din pricina îngerilor. De asta, multe lucruri nu s-au spus în Biblia asta. Pentru că mintea noastră nu trebuie să fie contaminată. Trebuie să luăm aminte atât ce ne-a spus Domnul, să noi acceptăm lucruri străine. A doua oară vreau să vă spun cum arăta Domnul mireasa lui, stadiul miresii lui. Era înălțat așa, ca pe un eșafot, ca să spun așa. Era înconjurată de multă mulțime. În jurul ei era un anumit număr, ca să zic așa, o anumită parte dintre suflete erau îmbrăcate în haine albe. Dar restul era într-o gălăgie și într-o vervă în jurul ei. Acum să vă spun cum arăta ea. Deci Domnul a arătat o altă ipostază a zilelor noastre, de exemplu. E așa mediatizată starea asta miresii. Și nu era întâmplare. Avea rochie albă așa lungă, de voal, cum se poartă, așa. Era foarte după la moda de acum. Cât mai transparent, cât mai cu eleganța asta extravagantă. Înțelegeți? Și apoi, avea părul tot la fel. Îl avea vopsit. Era tot coafat, bucle, făcut mare, așa, coafat, înțelegem noi femeile ce înseamnă. Și pe capul ei era o coroniță așa de 2 cm, 2-3 cm doar, îngustă, pus acolo în păr, așa, pentru păr să vedea. Iar voalul ei, știți de unde venea? În jos. De după ceafă. Era agățat acolo. Și de acolo, de după ceafă, târna în jos. Deci Domnul arată starea miresei lui. Arată în general. Bărbați și femei, nu? La Domnul nu va mai fi sex masculin sau feminin. În Domnul noi toți vom fi una. Și atunci și acum suntem una, că suntem biserica lui, e mireasa lui, nu cum se spune, mireasa care va fi răpită. Iată că mireasa asta nascultă de Domnul. Pentru noi surorile, în particular, ne arată Domnul stadiul, să nu fim transparente, să nu ne vopsim, să nu ne pensăm dacă am făcut-o cândva. Și știm de lucrul ăsta și nu ne reglementăm cu poziția, într-o postură, cum vrea Dumnezeu, suntem vinovate de păcatele astea. Deci ne facem unghii, ba, ne facem cu numai și cu lac, cu ojă, pe alese. Mai îndrăznește să-și facă buzele, mai se dau pe la ochi.
Hai să dau cu farduri și cu astea. Deci, vă dați seama, surorilor, cum? Sau, treacă crochia pe fund. Îmi cer scuze, eu n-am nimic cu persoana, nu vă cunosc, nu mă cunoașteți. Dar stadiul în care se află mireasa Domnului, asta este că se vede din biserică în biserică. Nu se poate. Slețurile alea. Dacă Domnul vrea să avem rochia lungă și vrea să avem, eu asta știu de când m-am întors la Domnul. E imposibil să nu fi cunoscut și altele și altele generații după generații. Din unul în altul și din străbunici, toți s-au auzit lucrul ăsta. Nu o să poată spună, mai ales cu câte predici se rostesc și în biserici și se expun pe internet, spre folosul nostru. Nu trebuie să ne fie rușine. Rușine? Domnul se va rușina de noi dacă noi nu ne vom conforma în ziua aceea. Așa spune Domnul. Dacă noi nu ne-a fost rușine cu El, cu această cerință a Domnului, că noi, ce suntem noi să putem să convingem pe Domnul Iisus cum trebuie El ca să ne accepte pe noi? Rolilor, chiar haideți să vă gândiți. Trebuie noi să ajungem să-L învățăm pe Domnul, pe Mântuitorul nostru. Câtă ignoranță poate să fie din partea noastră ca femei? Dar câtă îndrăzneală să fie? Ca să vorbim în termeni civilizați. Cum se poate așa ceva? Nu poți să vii în fața Domnului cu niște tocuri din alea, că dacă nu pocănești când mergi tu pe stradă, nu te faci auzit, anunțată, nu știu. Așa are Domnul mireasa, credeți voi? Domnul vrea smerenie, umilință. Ce include asta? Spune Domnul să nu ne asemănăm cu cele din lume. Noi eram mai frumoase în tot ținutul decât fetele lui Iov, așa spune cuvântul. Oare noi cum suntem dacă noi acceptăm în viețile noastre, în casele noastre, ca mame, lucrurile astea? Aș vrea să vă puneți așa în postura că, ca și cum stăm în fața Domnului, păi Domnul îi place de mine așa, cu ochii din aia transparentă, care se despică până la mijlocul pieptului așa. Sau, care mai de care agață broși, agață perline și perluțe, toate felurile. Ba mai mult, să mai bată inelele, să mai bată surorilor. Înfricoșați-vă că Domnul este aproape. Eu vă spun, pentru că eu iubesc surorile mele, pentru că noi împreună suntem un trup. Aș vrea ca Domnul să vă lucreze voia Lui, măcar pentru ultimul timp, să înțelegeți că aș vrea să vă pună tremurul ăla, timonele aia în suflet, că, Doamne, măcar dacă nu m-am corectat până acum, să mă corectez, să-mi parte cu Tine, să-mi parte să fiu luată sus. Haideți să facem totul ce ține de noi. Dacă ne vrem binele nostru cu adevărat, ați văzut dacă te frigi la un deget, foarte greu. Nu știi ce să faci repede, să pui mâna la mărece sau să pui sare grană sau diferite obiceiuri. Dar atunci, cum vom putea noi suporta foc, dar foc veșnic, care nu se termină niciodată? Dacă noi nu vrem să înțelegem atâta, cu toată dragostea și cu toată răbdarea Domnului, care așa așteaptă, cu multă, multă răbdare, am vrea să voi să fie gata. El a spus să fiți gata. Asta înseamnă totul. Să nu ne apucați că doar cu inima. Asta totul. Păi dacă noi ne-am dat Domnului și inima și când, cum putem noi să-i permitem Domnului nostru? Cărnii se referiască să-și dea drumul la poftă, la preferințe, la modă. Păi moda asta se concepă. Care nu este chiar de lumina Duhului Sfânt, este de lumina cealaltă, care se cheamă întuneric, de adevărat. Iar să spuneți, este frumos, nu vedeți că totul lucrează împotriva voii lui Dumnezeu? Lucrează împotriva voii lui Dumnezeu. Totul. Cum sunt niște care arată și să facem pe care nu este? Păi nu-i atâta. Mă, dacă eu nu vreau să mă conform, vreau să fiu modernă și așa mai departe, normal, că mă duc pe calea aia lată și te duce în abis. Să fie clară la toată lumea. Ne ducem în abis. Doar adevărul, dar așa e de util. E ca balsamul pe rană, fraților și surorilor. Iar frații, eu n-am nimic cu nimeni. Dar și frații, oameni buni, voi sunteți bărbați. Trebuie să vă dați voi seama că postura în care vă înfățișați, în fața femeilor și voi la rândul vostru, sunteți prileji de ispită în adunare. Păi o femeie când te vede, că tu cu pantalonii ai strânți acolo pe tine, tu te duci și... Ca și la femei de multe ori așa să vede formele corpului pe față, pe spate. Dar unde suntem? E biserica lui Dumnezeu? Dați-vă seama. Am văzut la popoarele celelalte care nu sunt conformați așa după cum credem noi că vai noi suntem. Ați văzut până și indieni și poartă pantalonii mai lași, poartă cămășile alea mai lunguțe, așa, acoperă mijlocul. Se acoperă. Mai dați simbol și la femei, că și ele se vor acoperi mai mult dacă vă vor vedea pe voi un pic mai cu pantaloni mai lărguți, mai frumos, mai decent. Lăsați moda, nu de la Domnul. Ce mai e mai lărguț așa e mai comod? Nu vă supărați, din dragoste, Domnul arată din dragoste. Și m-a pus din nou să vă pot spune asta. Iar să vă spun acum, sâmbătă dimineață, acum ce-a trecut, Duhul lui Dumnezeu înfățișa cum vor apărea și cum trecem noi prin anumite încercări. Și le enumera ciuma, bolile astea care apar și din nou sunt răspândite și vin asupra omenirii, cu tremure, mari încercări, foamete, tot felul de dezastre. Și a spus așa, prin voce a vorbit Duhul Sfânt. A zis, când toate acestea se vor împlini, atunci va fi venirea mea. Poate spune cineva, e scris în carte că nu știe nimeni când vine Domnul și da, dar nu luați așa de apucat. Cuvintele Domnului sunt clare, sunt semne, sunt toate prevestirile astea care sunt scrise în carte. Da, nu știe nici Domnul Iisus, știe doar Tatăl clipa, dar ne spune, ne avertizează în fel și fie. Deci când se vor împlini toate acestea, trebuie să împlinească. Sunt pe alocurile, dar trebuie să se împlinească încă.
încă vor fi mult mai grele și mai mari, pentru că e începutul durerilor. Deci, haideți să ne facem la Domnul, cu toată inima, să fim lumini în lume. Pentru că mulți chemați și puțini aleși. Domnul să ne dea putere și multă înțelepciune, curaj și dragoste de El și de toată învățătura Lui să sorbim în inima noastră, că doar învățătura Domnului, cuvintele Lui, ne va face să rezistăm. Să putem să stăm, să trecem, să prin foc dacă va fi să trecem, dar să-i așteptăm venirea, ca să putem să fim luați. Domnul să ne ajute la aceasta, Domnul să vă binecuvinteze, iertați-mă dacă cumva cuvântul Domnului de multe ori când atinge, parcă simți că ești rănit. Dar după aceea tot El vine, te vindecă, rezolvă situația, dacă tu te lași în brațul Lui. Și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte, împreună cu mine. Amin.